În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Preacuvioase Părinte Exar, Preacucernice Părinte Protopop, Preacuvioși Părinți Stareți, Preacucernici Părinți, Preacuvioasă Maică Stareță, iubiți credincioși, ne întâlnim din nou la hramul Mănăstirii Bic și iată că a dat Dumnezeu răcoare. Uitându-mă pe internet zile trecute, am zis, Doamne, e nevoie și de ploaie, dar măcar cât e liturghia la Bic să nu plouă. Și dau slavă Domnului că nu a plouat. Când a venit, picura un pic, după aceea s-a oprit. E mare Dumnezeu și Sfântul Ioan Botezătorul. De aceea și-a afirmat Mântuitorul că nu s-a născut din femeie nimeni mai mare decât Ioan Botezătorul. Și ca să vedeți cât este de adevărat această afirmație, o să spun ce calități a avut Sfântul Ioan Botezătorul. În primul rând, el a fost prorocit din Vechiul Testament drept glasul celui ce strigă în pustie, drepte faceți căile Domnului. Profeție care aparține Sfântului proroc Isaia și pe care o prea Mihaia. El însuși, când îl întreabă evreii cine este, a mărturisit, eu sunt glasul celui ce strigă în pustie. După aceea, un înger, și anume Sfântul Arhanghel Gavril, i-a vestit tatălui lui în templu, fiindcă acesta era preot, că soția lui va naște, fiindcă mama lui era stearpă. Deci o minune făcută de Dumnezeu, ca această femeie stearpă să zămislească și să nască. De asemenea, i-a vorbit Arhanghelul tatălui Sfântului Ioan Botezătorul despre misiunea acestuia pe pământ și a zis ce nume să-i pună. A rămas orfan la vârsta de 3 ani și a crescut în pustie, unde se hrănea cu miere sălbatică și lăcuste. N-a cunoscut confortul unei case, ce înseamnă să-ți fie cald iarna și să nu-ți fie foarte cald când este arșiță vara. N-a știut ce înseamnă mâncare gătită. A trăit întreaga lui viață ca și mare ascet în feciorie. A fost învățător al evreilor, botezător al poporului ales și al Domnului Hristos, căruia a fost și înainte mergător, a fost proroc, a fost sfânt și de asemenea a murit ca și martir. Niciun alt sfânt al bisericii nu are atâtea calități ca și Sfântul Ioan Botezătorul. Deci dacă Maica Domnului este scara prin care Domnul Hristos a coborât pe pământ făcându-se om, Maica Domnului este primul om care s-a îndumnezeit. Sfântul Ioan Botezătorul însă este cel mai mare dintre toți bărbații și dintre ceilalți sfinți ai bisericii înainte de sau după Maica Domnului. De asemenea, n-a fost doar aici pe pământ înainte mergerea Domnului Hristos. Care e diferența între el și sfinții apostoli? Cu mare lui autoritate, fiindcă se întrebau evrei despre Sfântul Ioan Botezătorul, nu este acesta Hristosul? Și l-a zis, eu nu sunt vrednic ca plecându-mă să dezlec cureaua încălțămintelor lui. A fost înainte mergătoria Domnului Hristos și Nian. Deci el a vestit poporului ales că Hristos este Mesia, pe când Sfinții Apostoli au vestit între neamuri acest lucru. El însă a vestit și în iad. Sunt 3 persoane care au văzut acest lucru. Dacă vă gândiți, la 40 de zile, când a fost Domnul Hristos dus la templul din Ierusalim, pentru a fi închinat Domnului, fiindcă așa se făcea cu orice întâi născut de parte bărbătească, care trebuia să fie închinat lui Dumnezeu. De ce acest lucru? Pentru că atunci când i-a eliberat pe evrei
din robia egipteană, cea de-a 10-a și cea mai grea plagă asupra egiptenilor, care nu vreau să-i lase pe evrei să plece după 460 de ani de robie, au venit 10 plăgi. Ultima a fost aceea ca tot întâiul născut de parte bărbătească, de la om până la dobitoc, de la casa lui Faraon, care trebuia să-și șadă pe tron, și până la ultimul rob să fie omorât. Evreii s-au fost scutiți. Și numai prin această plagă, evreii au putut să iasă din robia egipteană. Și atunci, fiindcă au fost scutiți de această moarte, toți întâi născuții din Egipt, unde se găseau în ținutul Goșen și evreii, de aceea orice întâi născut de parte bărbătească între evrei, după ieșirea din Egipt, trebuia închinat la 40 de zile, întâi în cortul mărturiei, cât timp au fost prin deșert evrei, 40 de ani, și după ce a fost ridicat templul din Ierusalim, era dus la acest templu. Așa s-a întâmplat și cu Domnul Hristos, că a fost dus acolo, l-a întâmpinat un om bătrân cu viață sfântă, despre care se spune că era preot, cel nume Simeon. Și acestuia îi se vestise către Duhul Sfânt că nu va gusta moartea până când nu va vedea pe Hristosul Domnului. Și din îndemnul Duhului Sfânt s-a dus la Ierusalim și l-a prins pe prunc în brațe și a zis: acum slobozește pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău, în pace. Acest timp n-a intrat în rânduiala la biserică, fiind rostit la sfârșitul fiecarei vecernii. Prin moartea sa, când pruncul avea se născuse, pruncul Iisus, a coborât la iad. De ce? Fiindcă în urma păcatului strămoșesc, toți oamenii din Vechiul Testament, fie drepți, fie păcătoși, mergeau să sufere cu sufletul în iad. Abia Mântuitor, după ce a murit pe cruce, a coborât la iad și de acolo a scos sufletele drepților Vechiului Testament cu care a intrat în rai. Și atunci, dreptul Simeon a fost cel din tâi care a coborât la iad să vestească faptul că Mesia s-a născut, este deja pe pământ. După 30 de ani, când își începe activitatea publică atât Domnul Hristos, cât și Sfântul Ioan Botezătorul, Sfântul Ioan Gură de Aur, zice că de aceea a murit Sfântul Ioan Botezătorul, pentru ca să meargă în iad și să vestească că Domnul Hristos nu doar că este pe pământ, ci este deja, sau își desfășoară activitatea publică. Deci să mai aibă răbdare cei de acolo. Cel de-al treilea este Moise, care a fost prezent la schimbare la fața Domnului Hristos. El a venit din iad, știa prea bine ce este acolo. Tradiția bisericească spune că n-a avut loc schimbare la față vara, ci cu puțin timp înainte de Sfintele Paști. Dar nu se putea pune în praznic împărătesc atât de mare într-o perioadă de post, și atunci Sfinții Părinți au mutat-o în calendarul bisericii, punând-o în 6 august, cu 40 de zile înainte de înălțarea Sfintei Cruci, care este o sărbătoare echivalentă și care amintește de răstignirea Domnului Hristos și moartea Lui cu trupul pe cruce. Moise a venit din iad la porunca lui Dumnezeu, l-a văzut în slavă și spune Sfântul Evanghelist Luca că Moise și Ilie vorbeau cu Domnul Hristos despre sfârșitul lui în Ierusalim. Deci spunea: Doamne, când se va întâmpla și lucrul acela prorocit? N-avea Moise cum să știe și Ilie despre viitor. Ei cunoșteau din profețiile Vechiului Testament ce urma să se întâmple cu Domnul Hristos. E un termen aici însă foarte interesant, tradus incorrect în limba română și în alte limbi de circulație modernă. Sfântul Evanghelist Luca este singurul care menționează faptul că discutau la schimbare la față muntele Taborului Moise și Ilie cu Domnul Hristos despre sfârșitul său din Ierusalim. Sfânta lui Evanghelie este înscrisă în limba greacă și acolo nu este folosit cuvântul telos, sfârșit, ci exodos, adică ieșire,
care înseamnă mult mai mult, nu că își încheie Domnul Hristos activitatea, se referă strict la faptul că prin moartea trupului pe cruce, sufletul lui va ieși din trup și va coborî la iad, va zdrobi porțile acestuia, va elibera de acolo pe toți drepții Vechiului Testament și va ieși, iarăși Exodus, va ieși cu ei din iad pentru a intra în împărăția lui Dumnezeu. Deci Moise este cel de-al treilea om care în timpul vieții Domnului Hristos, după schimbare la față, mergea apoi cu sufletul în iad să vestească faptul că Mesia curând va coborî acolo pentru a libera sufletele drepților Vechiului Testament. A fost un mare asces Sfântul Ioan Botezătorul și gândiți-vă, se cânta aici la Pliceaznu o cântare foarte frumoasă care zicea că Sfântul Ioan a fost botezătorul Domnului Hristos. Cu toate că noi ne botezăm în numele Sfintei Treime, așa se și spune, se botează robul Dumnezeu cu tare în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Ce zice Sfântul Apostol Pavel? Cât în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și îmbrăcat. Deci o lume întreagă, creștină, bineînțeles, se botează în numele Domnului Hristos. Însă Sfântul Ioan Botezătorul este cel care l-a botezat pe Domnul Hristos, un lucru extraordinar. Nu se lăsa Domnul Hristos botezat de oricine. Nu putea să aibă pe oricine de înainte mergător. Și v-am spus calitățile Sfântului Ioan Botezătorul la începutul cuvântului meu. A trăit o viață scurtă, de 30 și ceva de ani, și pentru că a mustrat fățiș păcatul regelui Irod, acela care era căsătorit cu fosta soție a fratelui său Filip, dar și pentru alte păcate l-a mustrat, zice Sfânta Evanghelie, atunci, fiind foarte supărată acea regină orgolioasă, voia ca să-l piardă și a plecat regele, soțul ei, urechea la spusele acestea și l-a aruncat pe Sfântul Ioan Botezătorul în temniță și mergea la el și l-a ascultat și se temea de el, spune Sfânta Scriptură, că îl știa om sfânt, nu se temea de omul Ioan, căruia la urmă îi va tăia capul, ci se temea de harul lui Dumnezeu care era în acest om. Omul prin sine este țărână, este creat din lut, are suflare dumnezeiască, orice om are suflet, dar harul lui Dumnezeu nu se lăsluiește acolo unde este păcatul. Sfântul Ioan Botezătorul era un om plin de har și de aceea se temea regele Irod de el. Cu toate acestea, nu era mulțumită regina. Public denunțase păcatul ei și al soțului ei, acest proroc, era în temniță, nu putea să o atingă cu nimic de acolo. Ea însă era plină de ură și clocotea. Și fără să fi gândit ea, s-a întâmplat un lucru, ceea ce arată că vrăjmașul lucrează. Sunt unii oameni care au impresia să fac un păcat mic. Îl faci mic, dar are diavolul grijă să-l faci mai mare. Spun Sfinții Părinți că la început păcatul este cât o furnică, dar apoi se face cât un leu și te stăpânește. Și fără să o fi gândit, nici Irod, nici Irodiada, nici unul dintre cei invitați la ziua de naștere a regelui, a fost atunci un ospăț mare și a venit ca să danseze fiica Irodiadei Salomea, fiica vitregă a lui Irod, aceasta fiind de fapt fiica fratelui său Filip. Și a dansat frumos și era amețit de aburii băuturii și a zis fiicei sale vitrege, cerem orice vei voi până la jumătate din regatul meu. Nu știa ce să ceară.
era o fetiță de, știu eu, 13, 14 ani. Nu dă Sfânta Scriptură vârsta ei. N-a știut, a rămas și a blocată. Și atunci s-a dus mamei ei să o întrebe, ce să cer? Putea să-i ceară orice, palate, aur, averi. Și ce a cerut? Un lucru rău, o răzbunare mizerabilă. Capul lui Ioan Botezătorul pe tipsie. În loc să se îndrepte pentru păcatele ei, a vrut răzbunare. Așa s-a întâmplat de la începutul istoriei, nu trebuie să ne mirăm. Dacă ne gândim la primii doi oameni născuți pe acest pământ, zic născuți, nu făcuți, fiindcă Adam și Eva a fost creați de Dumnezeu. Fiii lor, Cain și Abel, au ridicat jertfă lui Dumnezeu. Abel, om credincios, a dus cele mai bune roade ale pământului, fiindcă era agricultor, pe când, nu, el era păstor. Cain era agricultor și n-a dus dintre cele mai bune roade. Dumnezeu a creat tot ce avem și ce ne înconjoară și oferim lui ce avem mai rău. O să fac aici o paranteză. O femeie în vârstă de 70 de ani, văduvă, cu mai mulți copii, s-a dus la părintele Cleopa Iliei și a zis, părinte, aș vrea și eu la vârsta asta să mă colgăresc. Și a zis, tot vinul bun l-ai băut tu și dă-l Dumnezeu drojdia, rămâi acasă, rămâi în lume. Să-i dăm ce avem mai bun lui Dumnezeu. Nu rămășițele noastre. El nu este un cerșetor sau un câine care să mănânce de la masa stăpânului. Și atunci Dumnezeu n-a acceptat jertfa lui Cain, dar a primit-o pe al lui Abel. Trebuia să meargă Cain să zică, frate, de ce n-a primit Domnul jertfa mea și pe a ta a primit-o? Ce ai făcut tu și eu n-am făcut? Să mă îndrept. Nu a făcut aceasta. S-a umplut de invidie, nu de căință, și și-a omorât fratele. Primii oameni născuți în această lume arată cât de pervers este omul. Să fim convinși însă că în spatele oricărui păcat stă diavolul, care insuflă răutate, răzbunare, ură și toate păcatele lumii acestea oamenilor. De unde știa Cain ce este invidia, ce e răutatea sau ce este crima, fiindcă nu existau până atunci în lume, l-a insuflat vrăjmașul. Așa s-a întâmplat și aici. În loc să ceară ceva bun, ceva pozitiv, Irodiada a cerut ca răzbunare capul lui Ioan Botezătorul pe tipsie și s-a întristat mult, regele zice Evanghelia, dar pentru jurământul pe care l-a făcut și pentru oaspeții de la masă, a trimis un ostaș și acestea a tăiat capul Sfântului Ioan și a fost adus pe tipsie. L-a luat Irodiada, zice Sfânta Tradiție, și i-a împuns cu un ac mare limba cu care el o mustrase. Și după aceea a dat trupul să fie înmormântat de către ucenicii Sfântul Ioan Botezătorul și capul a îngropat undeva în pământ adânc. S-a temut că dacă o să fie capul și trupul în același loc înmormântate, o să învieze Sfântul Ioan Botezătorul. Și această credință a existat după aceea în Israel, fiindcă era atunci abia începutul activității publice a Domnului Hristos și auzind regele Irod despre minunile Mântuitorului, zicea că Ioan Botezătorul s-a ridicat din morți. De asemenea, când era Domnul Hristos în cezarea lui Filip, i-a întrebat pe apostol, cine zic oamenii că sunt eu fiul omului? Și a zis, unii Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții unul dintre proroci. Deci exista între evrei părerea sau opinia că ar fi înviat din morți Sfântul Ioan Botezătorul și el era practic Domnul Hristos. De aceea s-a temut Irodiada și a fost separat mormântat trupul de capul Sfântului Ioan Botezătorul. Era însă Ioana lui Huza, o femeie care l-a însoțit uneori pe Domnul Hristos, iar Huza, soțul ei, era unul dintre dregătorii regelui și văzându-ne a fost îngropat capul acestuia, într-o noapte,
l-a dezgropat și l-a dus în altă parte să-l îngroape cu cinste. Uitați-vă ce înseamnă păcatele. Un păcat mic duce la un păcat mare. Vă dau un exemplu, pot să-l dau cu unii de față persoana respectivă. Eram preot la Alba Iulia și a venit un om ca să se spovedească. Veneau din tot județul oameni și alții în trecere. Îl spovedeam, era un om la 50 și ceva de ani, nu mărturisea, simțeam că are ceva de spus, dar nu avea curajul să spună. Nu avea curajul, nici cum nu putea. Nu pui întrebări acest gen, cu era în simțit și am zis, nu, cumva ai avut relații contra firii. Și a spus, părinte, așa a fost. Să povestesc ce s-a întâmplat. Și uitați-vă cum lucrează diavolul, treptat. Sunt om căsătorit, părinte, mi-a zis. Am soție, am copii, sunt om normal. Am un grup de prieteni cu care ne îmbătăm din când în când și facem și păcate contra firii. Și îmi pare rău de ele când mă trezesc. Și am zis, după vreme, nu mai pot trăi așa. Am vrut să mă sinucid. M-am dus, era iarnă, era frig, mi-am arugat toate actele, m-am dus în fața trenului. Dar întârzia trenul că era foarte frig. Și atunci m-am dus acasă. Beția, păcatul contra firii, deznădejdea să se sinucidă. Așa lucrează vrăjmașul. Noi să n-acceptăm păcatul mic, fiindcă acesta se face păcat mare. A fost și la fel regele Irod. A fost deranjat de mustrarea Sfântului Ioan Botezătorul, l-a aruncat în temniță. Coborarea era acolo să-l asculte, dar nu s-a îndreptat cu nimic. S-a îmbătat de ziua lui și l-a omorât pe Sfânt. Unde este acum Sfântul Ioan Botezătorul și unde este Irod? La aceasta să ne gândim. Să urmăm pilda Sfântului Ioan Botezătorul, să trăim aproape de Dumnezeu și departe de păcat. Să avem ca mijlocitor pentru noi, fiindcă în icoana de Isis înseamnă rugăciune de mijlocire. Și este o icoană în care Domnul Hristos stă pe tronul Lui, în dreapta Maica Domnului, în stânga Sfântul Ioan Botezătorul și cei doi sfinți se roagă, mijlocesc pentru întreaga lume. Să ne rugăm Domnului Hristos, Maicii Domnului, Sfântul Ioan Botezătorul, Sfântului Protector tuturor Sfinților, să luăm pilda, fiindcă atunci vom putea birui spitele din această lume să ajungem în Împărăția lui Dumnezeu. Amin. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin. Preasfinția voastră, bine să stau la rimân, Preasfinția voastră, precucernici părinți, precuvioși părinți, precuvioase părinte Ixar, precuvioși părinți și precuvioase maici care pe unde sunteți, iubiți credincioși, ce să zic, o minune, astăzi am văzut o minune mare. Dimineața, când așteptam preasfințitul, încă înainte de a veni preasfinția voastră, era curtea goală. Am zis așa, de când suntem aici, de 27 de ani, curtea n-a fost goală până acum. Și cum minunea dumnezeiască și a Sfântului Ioan v-a umplut. O umplut curtea cu dumneavoastră. Să fiți fericiți! Că v-a vrednicit Dumnezeu să participați la Sfânta Liturghie Arhierească, să avem pe Preasfințitul în mijlocul nostru. Mă gândeam ce spunea odată Părintele Arsenie, că zice, rugăciunea și dezlegarea preotului face mult, dar a episcopului. Asta a fost Sfânta Liturghie săvârșită cu Preasfinția voastră. Asta e minune și harul Sfântului Ioan Botezătorul, care a fost prezent aici, cu toți, până și acum am văzut că tăi mai veniți.
să vă scrie Dumnezeu în cartea vieții. Și vă mulțumesc tuturor care ați venit la Sfânta Mănăstirii să-L cinstim pe Sfântul Ioan și pe Bunul Dumnezeu, pe Maica Domnului și să-L bucură pe Preasfințitul, că chiar îmi părea foarte rău să fim puțini, să nu-i facem bucurie. Vă zicem, Preasfinția voastră, mulțumiri și să nu ne uitați în rugăciuni pe toți cei care au călcat pragul Sfântei Mănăstiri de când s-a început în 94 și câți calcă în continuare pragul acestei Sfinte Mănăstiri. Vă dorim cu toții și toți să-L pomenim pe Preasfințitul să-L țină Dumnezeu mulți ani în mijlocul nostru, ca să ne mai ție cuvânt de învățătură și să ne binecuvinteze cu Sfintele Liturghii, Sfintele Rugăciuni. Să facem ceea ce ne-a spus în predică, să ne ferim de păcate, că sunt foc care ard. Și să-i urmăm rugăciunilor Sfântului Ioan Botezătorul și pildei smereniei lui, că el a fost smerit pe lângă, că a fost așa mare sfânt. El smerenia și jertfa lui și harul l-a ridicat la așa mare înălțime. Cel mai mare om de născut pe pământ. Preasfinția voastră, eu nu mai zic multe, că a zis Preasfinția voastră ce ne trebuie numai să le împlinim. Vă dorim sănătate și bucurie și mulți ani!